Eu nici nu mai vreau să mai spun multe pentru că n-am de ce să mai spun. Astăzi e ziua lui Mihai. Mergem să căutăm o persoană dragă nouă care ne va face ceva dulce și bun. Bun, bun, bun. Așa că e ziua lui Mihai. Ia să ne vedem. Tot în ce e acest interzis? Oh, pozitiv, pozitiv. Ziua a doua, Maia, de săruna. Săruna. Bună ziua. Ce faceți? Ce faceți? Mă pregătesc masa de prânz. Și pe lângă asta am înțeles că aveți o comandă specială? Pe lângă aceasta am înțeles că este ziua colegului vostru Mihai și... o să-i fac o surpriză, având în vedere că mie îmi place să fac deserturi și cred că fac unele dintre cele mai bune deserturi. Voi face... tiramisu. Dacă nu este bun, îl faci și oricum și plecați acasă. Nu-l voi lăsa. Venim, vă așteptăm. E perfect. Vă aștept cum arăt. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Hai, pa. Salut, sunt Paul Damixi de la Radio Killer. Am venit aici la Training Camp by DJ Superstore, ediția a doua. O idee foarte tare, m-am simțit foarte bine, am ținut un workshop despre viața de DJ, despre viața dinainte și de după Radio Killer, despre ce înseamnă să fii DJ și ce trebuie să faci să fii mai bun în asta. Poeții sunt foarte tari, sper să învețe multe chestii noi în zilele astea. Multă baftă în continuare! M-am apucat prin 2005, acum 9 ani. Am făcut rost de la un prieten de un kit de instalare al primei versiuni de tractor. Am instalat-o, am luat și eu niște piese de pe net și am început să mă joc cu ele. Am început să fac mixuri, le registram, le ascultam, vedeam dacă se apropie de ce auzeam eu că fac alții. În același timp ascultam, bineînțeles, și ce fac alții, DJ. Din fericire, eu am avut acces de mic la... viața asta de noapte, cluburi, discoteci și tot felul, pentru că părinții mei lucrau în domeniul ăsta, managerea un club prin Timișoara și am avut ocazia să merg să văd ce face un DJ într-o seară de club, ce se întâmplă în pupitru și toate cele. Am primit o rezidență într-un loc din Timișoara, o piscină. În timpul ăsta am învățat să pun de pe playere, mi-am perfecționat și o tehnică cât am putut. Apoi am început o rezidență într-un alt club, se țineau acolo baluri de boboci, tot ce vreți. Așa că am pus muzică la toate chestiile posibile. Am ținut-o așa vreun an, doi, după care am ajuns rezident în alt club, unde am început să mixez ce-mi plăcea mie, și anume tech house și chestii de genul, ceva mai underground. Și în același timp, eu și produceam muzică. Am lucrat mult la asta, am lucrat vreo, nu știu, câțiva ani buni, până am reușit să scot și o piesă pe care să o pună un DJ într-un club. Am început să bage piesa și, nu știu, și Optic, Bărbulescu, Raul Rusu. Am început să apară o grămadă de giguri, de tot felul de party-uri la care mă invita câte unul, câte altul. A început să crească așa, de peste noapte, știi, toată treaba, în, nu știu, jumătate de an deja auzeam piesa de peste tot și era, wow, ce-am făcut. Au apărut o grămadă de oportunități. Am început să am un set săptămânal la Vibe FM, să merg prin toată țara pe la diverse cluburi, să pun muzică, până într-o zi în care primesc un telefon, mă sună Smiley că știi, căutăm DJ, facem un proiect nou, nu știu ce, la Half Production. La început am fost destul de, bă, nu știu dacă, nu prea e genul meu, aș vrea să merg pe muzică underground și toate cele. Și a zis, păi, îți las timp să te gândești. Și m-am gândit până a doua zi. Și în timpul ăsta m-am gândit eu, bă, de ce nu? Dintr-un proiect ăsta, mai, na, facem un ban, una alta, ca să am și eu după aia cu ce să-mi finanțez nebunile mele, știi? Așa am început să ies și în afara țării, după puțină muncă. De când sunt Radio Killer, am ajuns să pun muzică prin, nu știu, toate colțurile lumii, nu știu dacă chiar prin toate, dar în mare parte. În Europa, cel puțin, cred că deja am fost în toate țările posibile. La mulți ani, hai! Încerc să le combin, să le pun și ce vreau eu, dar și ce vor ei să audă. Pentru că, până la urmă, e important să se simtă ei bine în club, nu eu. Eu de-aia mă duc acolo să-i fac să se simtă bine. Și atunci încerc să găsesc o cale de mijloc, să se simte bine cum vor ei, dar să arăt un pic și din ce îmi place mie. Să-i fac și cu ce vreau eu să le arăt. Până n-am avut o piesă care să fie pleată de azi DJ, n-am avut ce să fac. Singura chestie și maximul la care puteam să ajung era să
fiu rezident în cluburile din Timișoara, poate, nu știu, după aia prin București și aia era tot. Nu, de acolo nu mai ai unde să mergi. Până nu te apuci de producție, n-ai nicio șansă să ajungi cum îi vedeți pe toți ăștia pe care îi respectați voi, de exemplu. Mă bucur că am ocazia să particip la acest eveniment. Consider că e un lucru foarte bun pentru cei 10 participanți, că au ocazia să-și petreacă o săptămână în acest mediu frumos, cu atâtea scule. Mulți ar dori să aibă ocazia să facă chestia asta. Părea mea că schimbul de experiență și între ei și de asemenea cu oameni care au experiență de mulți ani în domeniu îi va ajuta foarte mult în cariera viitoare. Din ce am văzut, sunt băieți talentați, sunt dornici de acțiune și le urez multă baftă în ceea ce vor să facă. Sunt diverse discuții legate de cum să faci muzica și părerea mea, plec de la premisa că în club important este cum se simte cel care ascultă muzica. Nu contează cum a fost produsă și cum a fost pusă. Sunt multe discuții legate de vinil, că e bine să pui pe vinil, că nu e bine să pui pe tractor, că nu e bine să pui pe CD-ul, că pe Ableton, că nu contează. Contează dacă publicul e fericit și tot publicul și e o muzică mișto și te cheamă oamenii și ești bun, asta înseamnă să fii bun, nu mai contează restul. Bineînțeles că în producție întotdeauna există loc de îmbunătățire, poți să te îmbunătățești oricând. V-am spus, am plecat de la un laptop și de la o clapă de câteva sute de euro și acum, ce să vă zic, că sunt, la un moment dat este riscul să intri într-o mică problemă, să vrei să-ți investești toți banii, să nu mai ieși, să nu mai... Da, pentru că realizez că producția poți să o faci mult mai rafinat sau poți să te duci în filme mult mai complexe luându-ți multe echipamente. La început, este bine să vă faceți o bază, să știți ce vreți să faceți, să aveți un setup al vostru care să fiți mulțumiți și pe acest setup să construiți, să faceți piese. Dacă stai pe instrumentul respectiv, pe scula respectivă, pe softul respectiv, dacă stai pe el și îl înveți și ai pasiune și ușor, ușor începi să înțelegi fenomenul, este suficient să înaintezi, să... Deci primul release, ăla monocrom, a fost făcut practic pe Cubase, deci pe un calculator, n-aveam scule atunci. Dacă prinzi filmul cu Ableton-ul, faci muzică repede, înveți repede. Deci dacă să spunem pe Cubase ai o linie așa de învățare, să zicem că aici e punctul la care o să ajungi, aici e punctul la care pleci, curba e așa. La Ableton ajungi foarte repede. Foarte repede înveți, pentru că ai rezultate imediat și rezultatele îți dau vibe și îți dau energie să faci mai departe. Ca bază, eu zic că Ableton-ul e un foarte bun punct de plecare. De a fi producător și DJ e o parte, dar e foarte mult și PR și marketing și comunicare, contează foarte mult și chestia asta. Degeaba faci tu, mixezi foarte bine, degeaba faci tu nu știu ce piese. Dacă tu stai în casă și nu îți dai această informație, nu te faci cunoscut. Deci trebuie să știe lumea, uite, am un set, dă să asculte. Am o piesă, dă-o să asculte. Eu mai am de învățat mii de ani de acum încolo. Deci toți avem mult de învățat, decât trebuie să avem răbdare să le facem step by step. Go, 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 shorty. It's your birthday, we gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. Hai să cântăm de acum. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cinci ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Faibă să trăiască, faibă să trăiască, la mulți ani.
fiecare vârstă. O dorință. Ca să zic, suflare. Da, păi eu să spui o dorință și să o fac pe aia.